Iehoșua, capitolul 11 Iabin împăratul Hațorului, auzind de aceste lucruri, a trimis-o la Iobab împăratul Madonului, la împăratul Shimronului, la împăratul Akșafului. La împărații care erau la miază noapte de munte, în câmpie de la mează zi, de Chinarot, în vale și pe înălțimea dorului, la apus. Cananiților de la răsărit și de la apus, a moriților, hetiților, fereziților, iebusiților pe munte și heviților la poalele Hermonului în țara Mitzpa. Au ieșit ei și toate oștirile lor împreună cu ei, alcătuind un popor fără număr, ca nisipul care este pe marginea mării și având cai și care în foarte mare număr. Toți împărații aceștia au hotărât un loc de întâlnire și au venit de a o tăbărât împreună la apele Merom ca să lupte împotriva lui Israel. Iahu a zis lui Iahușua, nu te teme de ei, căci mâine pe vremea aceasta îl voi, îi voi da bătuți pe toți înaintea lui Israel cailor să le tai vinele picioarelor, iar carele lor să le arz în foc. Iahușua cu toți oamenii lui de război au venit pe neașteptate peste ei la apele Merom și s-au năpustit în mijlocul lor. Iahoșua i-a dat în mâinile lui Israel, ei i-au bătut și i-au urmărit până la Zidon, uh, cel mare, până la uh, Mițrefot, Maim și până la în valea l la răsărit. I-au bătut fără să lase să scape vreunul. Iahoșua le-a făcut, uh, cum îi spusese Iahua, cailor le-a tăiat vinele picioarelor, iar carele lor le-a ars în foc. La întoarcere și în același timp, Iahoșua a luat Hațor și a trecut prin sabie pe împăratul lui. Hațor era mai înainte capitala tuturor acestor împărății. Au trecut prin ascuțișul sabiei și au nimicit cu desăvârșire pe toți cei ce se găseau în el. N-a rămas nimic din ce avea suflare de viață și au pus foc Hațorului. Iahoșua a luat de asemenea toate cetățile împăraților acelora și pe toți împărații i-a trecut prin ascuțișul sabiei și i-a nimicit cu desăvârșire cum poruncise moșel robul lui Iahua. Dar Israel n-a ars niciuna din cetățile așezate pe dealuri afară numai de hațor care a fost ars de Iahoșua. Copiii lui Israel au păstrat pentru ei toată prada cetăților acelora și vitele, dar au trecut prin ascuțișul sabiei pe toți oamenii până i-au nimicit, fără să lase ceva din ce are suflare de viață. Iahoșua a împlinit poruncile date de Iahua robului său Moșe și de Moșe lui Iahoșua. N-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce să lui Moșe Iahua. Astfel Iahoșua a luat toată țara aceasta, muntele, toată partea de miază zi, toată țara Goșen, Valea Câmpia, muntele lui Israel și văile lui de la muntele cel pleșuv care se înalță spre Seir până la Abal, Gat, în Valea Libanului, la palele muntelui Hermonului. A luat pe toți împărații i-a bătut și i-a omorât. Războiul pe care l-a purtat Iahoșua împotriva tuturor acestor împărați a ținut multă vreme. N-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel afară de heviți care locuiau în gibon, pe toate le-au luat prin luptă căci Ahua a încătuit ca popoarele acelea să-și împietrească inima și să lupte împotriva lui Israel pentru ca Israel să le nimicească cu desăvârșire, fără să aibă milă de ele și să le nimicească după cum poruncise lui Moșe Iahua. În același timp, Iahosua a pornit și a nimicit pe Anakimii din muntele Hebronului, din Debir, din Anab, din tot muntele lui Iahuda și din tot muntele lui Israel. Iahosua îi a nimicit cu desăvârșire împreună cu cetățile lor. N-au rămas deloc Anachim în țara copiilor lui Israel, n-au rămas decât la Giza, la Gad și la Ashdod. Iahoșua a pus stăpânire deci pe toată țara potrivit cu tot ce spusese lui Moșe Iahua și Iahoșua a dat-o de lui Israel, fiecăruia i-a dat partea lui după semințile lor. Apoi țara s-a odihnit de război.